un subiect foarte complicat, cel pe care urmează să-l tratez. Am tot așteptat și am abordat problemele din Epistola către Romani, că m-am gândit că multe din concedii ne vor face pe unii absenți și chiar aș fi dorit ca subiectul pe care îl începem să fie un subiect prezentat înaintea tuturor. Și pentru astăzi am rugat și n-am știut dacă să încep sau să mai amân, dar ce să zic, dacă amân după programul fiecăruia, probabil că n-o să mai predic niciodată. Așa că m-am hotărât să mă întorc la studiul pe care l-am ținut despre păstorire, la ultima dintre lucrurile pe care, dintre învățăturile pe care, spre care ne-am îndreptat, și anume modul în care această păstorire poate fi pierdută, poate fi ratată, poate fi un eșec din vina celor păstoriți care nu gândesc biblic. Am început de mai multă vreme să privim spre această învățătură, încercând să urmărim câteva atitudini eronate în domenii fundamentale ale lucrării bisericii. Și am văzut că biserica din Corint a avut o atitudine greșită, mai întâi față de povățuitorul, față de Duhul Sfânt, de vreme ce Pavel spune că nu sunt oameni duhovnicești, ci sunt oameni lumești. Mai apoi ne-am uitat la atitudinea greșită a celor din Corint față de predicare, pentru că Pavel zice: n-am putut să vă hrănesc cu bucate tari, pentru că în continuare nu le puteți suferi. În continuare trebuie să vă hrănesc cu lapte. Ne-am uitat apoi la atitudinea greșită în domeniul purității, pentru că am văzut că în biserică existau probleme groaznic de scandaloase. De fapt, asemenea probleme despre care spune Pavel, nici chiar la păgâni nu se pomenesc și biserica n-a luat niciun fel de atitudine. N-a fost nici măcar întristată, ba dimpotrivă, zice Pavel, voi v-ați fălit. Astăzi o să începem să vorbim despre un domeniu care este la fel de important ca și celelalte. Fără povățuirea Duhului Sfânt, fără predicarea Cuvântului Sfânt, fără puritatea produsă de sângele Domnului Iisus Hristos și fără pocăință. Viața creștină este goală complet. Ceea ce se numește viață creștină fără povățuire din partea Duhului Sfânt, fără predicare, fără puritate și fără pocăință, e un dezastru pe care lumea îl trăiește astăzi. Și dacă ochiul tău și al meu este suficient de fin și sincer, e clar demonstrat în vremea noastră că am ajuns o vreme în care creștinismul este golit de orice semnificație reală. Pocăința. Iată un domeniu pe care biserica din Corint l-a neglijat, ca și pe toate celelalte. Și sunt sigur că nu greșesc, și aproape la fel de sigur că nu exagerez deloc când spun că și astăzi problema aceasta este una enormă. Nu am ajuns noi astăzi zile în care să nu mai știm ce înseamnă pocăință? Când e ultima dată când am trăit? Auziți ce spune Pavel în capitolul 7. Ce frământare a trezit în voi! Cuvinte de dezvinovățire, mânie, frică,
dorință aprinsă, râvnă, pediapsă. Ce cuvinte! Aveți răbdare, vom ajunge la ele. Ce cuvinte! Când ați văzut ultima dată o pocăință de genul ăsta? E o problemă imensă. Adevărul este că dacă nu există un povățuitor care să ne îndrume spre pocăință, nu o să învățăm niciodată ce înseamnă pocăința. Dacă nu este Duhul Sfânt care să împungă cugetul nostru adânc prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu și prin puritatea la care suntem chemați, pocăința nu o să fie niciodată, niciodată o trăire reală după voia lui Dumnezeu. Și este problema cu care ne pomenim astăzi. Mi-e dor de vremea în care mergeai pe stradă și te uitai la unul și ziceai: ăsta-i pocăit. Te uitai la una și ziceai: asta-i pocăită. Printr-o simplă privire. Vor zice unii: bine, au fost chestiuni exterioare. Am mai discutat-o asta. Nimeni nu poate divorța, despărți chestiunile interioare de cele exterioare. Dacă ești numai la exterior fără să fii la interior, ești nebun. Dar și dacă ești numai la interior fără exterior, n-ai nimic în interior. Pentru că interiorul afectează exteriorul. Arăți după cum crezi. Am mai spus-o, nu mai încep, că iară aud cine știe ce. Pocăință. Tocmai în zile trecute, pregătind, deja de multă vreme pregătesc și o să vă arat imediat și marea mea nedumerire, dar și modul în care eu am înțeles și sper că am înțeles bine. Săptămâna asta tocmai a apărut o discuție pe grupul păstorilor din comunitatea Rad. Un frate păstor, pe bună dreptate, e scandalizat că în comuna unde el este păstor, cum a fost și la noi zilele comunei respective, un grup de membri, nu știu cum să le zic, nu le zice credincioși, da? Un grup de membri dintr-o biserică baptistă din Arad au umplut o masă unde serveau alcool alături de alte lucruri și fratele era foarte scandalizat că multă lume știau că sunt de la o biserică și fratele foarte supărat că, uite, noi ne chinuim să mărturisim pe Domnul și vin alții care nici măcar nu sunt de aici și, pe bună dreptate, fratele este supărat. Și totuși, supărarea lui nu este pe atât de bună dreptate cât ar trebui să fie. Ce mă uimește pe mine este că după ce am ajuns să liberalizăm pocăința în cele mai crunte moduri în care am considerat noi, și muzica, și îmbrăcămintea, și cosmetica, și la toate le-am dat drumul pe geam afară, acum ne speriem că cineva folosește alcool. Serios? Serios? Asta arată câtă maturitate avem. Păi ce-am vrea? După ce ne-am liberalizat pe toate, ce-am vrea? Ce-am vrea? La ce ne-am aștepta? Râd trist. Pentru că sunt speriat să observ că oameni de la care m-aș aștepta să existe o maturitate mult peste cea a membrilor din bisericile lor, sunt oameni care nu înțeleg că nu poți liberaliza numai jumătate din lucruri. Nu, nu! Când ai deschis ușa, frate, nu mai poți controla. Ai zis că numai puțin am crăpat-o. Ha, fii tu sănătos! Fii tu sănătos! Tu ai crăpat-o puțin. Vin alții care au grijă să o deschidă. Ce trist! E într-adevăr o problemă. E cam târziu să o discutăm. Ce-o fi pocăința astăzi?
Dacă ați urmărit în al treilea text pe care l-am citit, zice Pavel, am ajuns să plâng eu, pentru că nu plângeți voi. Am ajuns eu, din durerea mea, să-i plâng pe aceia dintre voi care nu se pocăiesc. Acum am citit trei texte. Cele trei texte le-am citit cu intenția de a aborda acest subiect, dar am vrut să vi le prezint pe toate trei ca să înțelegeți cum am înțeles eu tristețea lui Pavel și problema care există în Corint. Pentru că în primul text pe care l-am citit, din 1 Corinteni, din care voi predica astăzi, e evident că în biserica din Corint nu există deloc pocăință. Veniți-vă în fire! Vă aduceți aminte de tânărul risipitor? Cum descrie Biblia pocăința lui? Și-a venit în fire. Ce interesant! Dacă ați fost atenți la al doilea text pe care l-am citit, apostolul Pavel spune că a scris o epistolă care i-a întristat și că întristarea lui a dus biserica la pocăință. Așadar, în primul text, Pavel zice, nu există pocăință. După ceva vreme scrie această epistolă și în capitolul 7, o să-l studiem pe îndelete, zice, a venit Tit la mine, s-a întors după ce a dus scrisoarea și a citit-o, s-a întors la mine și mi-a povestit despre ce întristare, o întristare care duce la pocăință, o întristare după voia lui Dumnezeu, o întristare care a trezit toate acele sentimente absolut intense pe care le-am citit. Și ai zice că lucrurile stau bine, în sfârșit. Și totuși, întoarcem doar 2-3 pagini și în capitolul 12, a treia porțiune pe care am citit-o, Pavel zice, mă tem ca la venirea mea să nu mă smerească Dumnezeu, să nu trebuiască să plâng pe mulți dintre cei ce au păcătuit și nu. Observați dilema mea, nu? Dilema mea cruntă că eu trebuie să explic. Amă, care e adevărul? S-au pocăit sau nu? În capitolul 7 spune că s-au pocăit și că au avut o întristare după voia lui Dumnezeu și în capitolul 12 spune că? Amă, care e adevărul? S-au pocăit sau nu? Destul de dificil dacă nu observăm valoarea unei mici paranteze din versetul 8 din 2 Corinteni 7. Vreau să o vedeți. E o paranteză în versetul 8 din 2 Corinteni, capitolul 7. În paranteza aia avem elucidarea problemei. Măcar că adică pornim de la un moment în care pocăința nu este deloc prezentă în Corint, ajungem la un moment în care corintenii se pocăiesc, dar foarte repede ajungem din nou la un moment în care iarăși lipsește ceea ce ne arată o atitudine foarte greșită față de pocăință. Care este ea? E atitudinea că pocăința nu este adâncă, nu este profundă și nu lasă semne adânci. E o pocăință superficială, de durată, ziceți, scurtă. Ce v-am întristat, dar cumva au început să-mi pară rău că am fost chiar așa de dur în epistola mea, dar până la urmă m-am bucurat că dacă v-au întristat, e bine. Acum, singura problemă este că întristarea asta care v-a dus la pocăință a durat foarte puțin. De fapt, în original scrie un ceas.
un ceas. Mă întreb cât de actuală este problema și astăzi, în care ne pomenim cu o lipsă de pocăință totală, în care din când în când există câte o trezire de moment, dar ne revenim repede din ea și ne întoarcem la lipsa pocăinței. Trei prezentări, câte una din fiecare text. În textul pe care îl avem în această dimineață, din 1 Corinteni, capitolul 15, este demascarea absenței totale a pocăinței. E un mesaj surprinzător, e un mesaj șocant, să descoperi că într-o biserică creștină ai un grup destul de mare de oameni, pentru că aici ideea de pocăință nu este o nepocăință a întregii biserici, pentru că unii s-ar putea să fie oameni pocăiți. Dar dacă numărul cel mare este de cei nepocăiți, atunci starea bisericii e ca atare. În porțiunea a doua este descrierea abordării trecătoare a pocăinței. În 2 Corinteni 7 avem o pocăință foarte intensă, dar foarte scurtă. Ea e intensă, trezește niște trăiri fenomenale, dar e de scurtă durată. Și o să încercăm să înțelegem de ce e așa. Și în al treilea text avem descoperirea abandonării tragice a pocăinței. Pentru că pocăința care ar fi trebuit să rămână prezentată în capitolul 7 este din nou abandonată până când ajungem la capitolul 12. Ați înțeles? Am vrut neapărat să observați asta. Pentru că este exact ce se întâmplă în zilele noastre. Cea mai mare parte a vieții noastre este o viață în care nu trăim pocăința cu adevărat. Se întâmplă însă câteodată să ne atingă Dumnezeu printr-un moment de întristare, poate mai dur, mai agresiv, și ne trezim. Și avem trăirile astea intense pe care Pavel le pomenește. Dar ghici, orice minune durează 3 zile. Și după ce a trecut întristarea și au trecut momentele alea intense și iară suntem la liman și iară suntem largi, la larg, ghici ce facem din nou? Este ceva similar cu trăirea pe care o descoperim în Vechiul Testament în ceea ce privește poporul Israel. În mod deosebit, poate cea mai clară ilustrare a acestei trăiri este cea pe care o avem în Cartea Judecătorii. Vă amintiți Cartea Judecătorii? Acel topogan, care mai are câte un loc așa, dar iară e în jos. Și iară mai are câte un loc plat și iară o ia în jos. Vă mai amintiți? Vă mai amintiți refrenul ăla? Poporul e răzvrătit și păcătos și îl părăsește pe Dumnezeu și Dumnezeu aduce robie și Dumnezeu aduce asupritori și Dumnezeu îi trece prin întristări adânci și când poporul este la întristare și la durere, ce face? Se pocăiește, țipă, strigă, Doamne, salvează-ne! Și Dumnezeu ce face? Îi salvează, le dă din nou pace, le dă din nou liniște. Și când au pace și liniște, ce fac din nou? Ce fac din nou? Din nou îl părăsesc pe Dumnezeu. Și sublinierea pe care o face textul la introducerea cărții este că mereu copiii sunt mai rău decât la fiecare generație se coboară. La fiecare generație se coboară. Până când? Vă aduceți aminte ilustrația pe care o avem, unde îl avem pe levitul acela care călătorește și ajunge într-un oraș și țiitoarea lui e
violat abuziv și crunt și agresiv și el o taie în 12 bucăți să o trimită tuturor seminților. Cam până acolo se poate ajunge. Așa că n-ar trebui să ne scandalizeze că membrii din bisericile noastre își permit lucruri care nu țin de pocăință? Astăzi folosirea ideii de pocăință e atât de generală încât nimeni nu mai știe ce... Tu știi ce înseamnă pocăință? Primim mereu scrisori în care suntem chemați la post și pocăință. Foarte bine! Postul și pocăința sunt soluțiile. Întrebarea este, știe cineva că atunci când ne pocăim, nu ne putem pocăi la nivel general? Atunci când cineva se pocăiește, se pocăiește pentru un anume păcat. Care e păcatul de care ne-am pomenit și ne-am pocăit ultima dată? Care e orgoliu cu care te-ai luptat ultima dată? Care e ultima ta luptă agresivă pe care ți-o aduci aminte din pricina pocăinței? Ultimul regret adânc și profund. În această zi vreau să privim spre textul pe care l-am citit. Primul text pe care l-am citit, ca să fiu mai specific, în care apostolul Pavel demască această absență totală a pocăinței. Pentru că, iubiții mei, Biserica lui Hristos, fără pocăință, e orice altceva, dar nu Biserica lui Hristos. Putem fi un grup religios, putem fi avea orice statut considerăm noi, dar când Biserica lui Hristos este ceva autentic, unul dintre indiciile autenticității trăirii noastre este agresivitatea, severitatea, durerea, tragedia pe care o simțim, nu că suntem biciuiți prin cuvânt, ci pentru că ne dăm seama câtă lipsă de pocăință avem. Pavel, fiind foarte atent, tratează problema pocăinței foarte specific, pentru că pocăința nu se trăiește la general, dar biserica depinde de câți dintre membrii ei sunt cu adevărat oameni pocăiți. Mai ales la noi, unde democrația numără mâinile și nu privește în ce este în capul fiecăruia care ridică mâna sus. Asta e. Asta e. Aș vrea să prind trei aspecte. Primul, aș vrea să observați că în acest mesaj care demască absența totală a pocăinței, apostolul Pavel prezintă cauzele acestei situații. De ce? Te-ai aștepta într-o biserică care îl predică pe Hristos să existe cu adevărat pocăință? Cum de avem o biserică în care este predicat Hristos și în care cei mai mulți nu trăiesc pocăința? Câteva lipsuri. Mai întâi, e lipsa conceptului strălucit al învierii. Zice Pavel așa, păi dacă nu învie morții, să vă spun eu cum stau lucrurile. Dacă nu învie morții, atunci vreau să vă prezint un concept care merită să fie gândit. Să mâncăm și să bem că... Dacă murim, ce rost are să ne... Mai ales că suntem în capitolul 15, care este la propriu șocant, pentru că te pomenești într-o biserică creștină care îl predică pe Hristos și în care există o grupare de oameni care nici măcar nu cred în înviere.
Și e unul dintre argumentele lui Pavel. Păi sigur că da, dacă nu ne gândim la veșnicie, dacă nu ne gândim la înviere, dacă nu suntem pătrunși de conceptul strălucit al învierii, de adevărul extraordinar că Iisus Hristos a înviat și că El este pârga celor adormiți și că într-o zi cei ce sunt ai Lui vor învia ca să împărățească împreună cu El. Sigur că dacă conceptul acesta nu e un concept care să te bâzâie în fiecare zi, de ce te-ai pocăi? Dacă nu te bâzâie conceptul acesta, hai să nu folosesc bâzâie, dacă nu te încântă, puneți-o cum vreți, conceptul acesta al învierii, zilnic, păi atunci, ce căutăm aici? Nu-i mai bine să mergem la târguri, la stranduri, la... Vă miră că bisericile sunt goale astăzi? Vă miră că bisericile se umplă numai acolo unde muzica îi așa cum vor unii? Vă miră? N-ar trebui să vă mire. Conceptul învierii, da, e un concept doctrinar, dar e așa de departe de noi încât nu ne pasionează neapărat, nu ne bâzie, nu ne deranjează, nu ne... Prin urmare, ne trăim și noi viața ca și ceilalți care nu cred în înviere și viața este trăită prin această simplă filozofie. Să mâncăm și... De ce am trăit pocăința dacă totul este aici și acum? Dar v-aș aminti că ceva mai devreme în acest capitol Pavel a zis că dacă numai pentru viața asta am ajuns să ne întoarcem la Dumnezeu, fără să o gândim pe cealaltă, suntem cei mai... Adică, mai nenorociți ca noi există? Nici aia păgâni, nici aia pierduți, măcar aia nu cred nimic. Îs pe calea lor că sunt unecați. Noi pretindem că avem lumină. Și totuși, trăim zilnic viețile noastre fără acest concept strălucit al veșniciei, al viitorului, al perspectivei, fără înțelegerea faptului că viața noastră aici nu trebuie trăită pentru viața noastră aici. Nu trăim ca să mâncăm și să bem și să fim plini pe când murim, să oferim mâncare la viermi. Nu. Suntem aici ca să privim la lucrurile care nu se văd. Suntem aici ca să ne pregătim pentru lucrurile care nu se văd. Suntem pocăiți și diferiți de cei din jurul nostru pentru că noi nu numai că credem că Iisus Hristos a înviat, ci credem că într-o zi și noi vom învia și vom împărăți împreună cu El. Prin urmare, cum spune Pavel în Romani, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de... Dar cine se gândească la asta? Când înaintea ta se întinde o lume plină de atâtea atracții, când ăla din dreapta și din stânga își permite atâtea și tu zici, ai, eu nu sunt așa rău ca el. Și te întreba cineva dacă ești mai rău sau mai bun ca el? Când lumea asta e așa de atractivă, așa de colorată, așa de plină de... De tot felul de oportunități, tu să nu te lași dus, tu să nu mergi după ele, tu să nu pui mâna pe ele pentru că ai altceva în minte și în inimă, asta e pocăință. Știți de ce noi pocăim? Păi încă tare lumea. Încă privim la lucrurile care se văd mai mult decât lucrurile care... Accept contradicții oricând. Contrazicere, nu contradicție, să fiu explicit. Sunt foarte, cum să zic, așa, în dilemă că
sunt de câteva ori sau de mai multe ori criticat, dar nu văd textele pe baza, nu văd unde am greșit în interpretarea textelor, atâta doar că sunt mai sever, sunt mai brutal în vorbire, posibil. Dar dacă vă întrebați de ce astăzi nu există pocăință, dacă vă întrebați, poate nici nu vă întrebați, e tocmai pentru asta. Pentru că conceptul acesta strălucit al veșniciei, al învierii, nu e atât de prezent ca lumea în care noi trăim cu toate ofertele ei. În al doilea rând, e lipsa companiei sfinte. Avem prieteni, avem rudenii, colegi care se uită la noi și zic, bă, da, proști sunteți. Uitați-vă ce ne permitem noi. Ne permitem și aia, ne permitem și aia, ne permitem și aia. Ce viață trăim noi? Voi sunteți normali? Vă limitați trăirea, vă limitați bucuria, vă înfrânați de la chestii care sunt atâta de faine și atâta de... Sunteți normali? Și anturajul ăsta despre care spune Pavel, tovărășiile rele sunt impresionate de obiceiurile bune? N-aud. Nu? De-aia nu este pocăință. Pentru că cei nepocăiți au o influență mult mai puternic asupra celor ce sunt pocăiți decât cei ce sunt pocăiți asupra celor ce sunt nepocăiți. Și vina nu e a lor, e a noastră. Nu ei de vină. Ei vorbesc din plinul inimii lor. Asta le spune inima. Ce fain! Am voie și aia! Ce libertate! Pot să fac ce vreau! Și vin 10, 20, 30, vin cu zecile și spun, bă, numai tu ești îngust la minte. Dar ce ai? Trezește-te, măi, ești într-o secolul 21, ce tot dați cu Biblia aia înainte? Astăzi Biblia se citește altfel. Și pentru că nu suntem atenți să avem tovărășii bune, care să încurajeze obiceiurile bune, zidim tovărășii rele care vor face ca obiceiurile bune să se ducă. Și am îndrăzneala să spun că și din această biserică multe obiceiuri bune s-au dus. De ce? Alte biserici, alți pocăiți. De ce nu gândesc toți la fel? De ce nu fac toți la fel? De ce numai noi suntem altfel? Și uite așa. Ei bine, un motiv pentru care nu există pocăință reală astăzi este faptul că în loc să privim la Hristos, privim la cei din jur. Ăi așa, ui ce faină-i. Păi numai noi? Și nu există niciun dubiu. Tovărășiile rele vor strica obiceiurile bune. Și cel de care, obiceiul ăla bun de care Pavel se ocupă în textul ăsta și care ar trebui să fie un obicei bun, zilnic, este obiceiul pocăinței. Obiceiul pocăinței. Dar nu-i așa? Dacă alții au voie,
eu de ce n-am voie? Deși toți știm, dacă stăm să gândim sincer, că nu este sub nicio formă, în niciun fel de învățătură sănătoasă, încurajată ideea, dacă alții au voie, și eu am. Decât dacă vrem să continuăm să trăim într-un spirit de turmă și vorba multora, unde merg toți, mergem și noi. 3. O a treia lipsă este lipsa conștientizării sincere. Adică, în Corint, toți dorm. Dorm. Vreți versetul? Întoarceți două pagini, o să-l auziți un pic mai târziu. Întoarceți două, trei pagini în urmă și zice capitolul 11, versetul 30, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu, puțini. Au dormit. Ce liniștiți sunt. Nu-i deranjează nimic. Nici vocea predicatorului, nici șoapta Duhului Sfânt, nici decăderea din lumea în care trăiesc, nimic nu-i poate deranja. Sunt într-un somn atât de adânc, li se pare că e așa de odihnitor să dorm. Ce repede trece vremea! Când dormi, nu trebuie să-ți faci probleme de ce mănânci, de ce bei, de unde te duci, de ce faci. Dormi. Ce bine-i să dormi. Din pricina asta, Pavel zice, veniți-vă în fire. Sau, treziți-vă! Treziți-vă! Un credincios nu poate să doarmă. Dacă ați urmărit lecțiunile noastre biblice, De fapt, asta nu a fost cuprins, nu mi-am aduc aminte exact, în Romani, capitolul 13, era ideea, e vremea să ne trezim din somn. Suntem aproape la capăt, zilele s-au împuținat. Sigur, nu știm când e venirea Domnului, dar suntem într-o perioadă de escaton, e cazul să ne trezim, e cazul să nu mai dormim și e tragedia mea când mă uit la voi și văd ce mulți din voi de multă vreme dorm. V-aș putea spune pe nume, deja vă știu bine și continuă să doarmă. Dormiți în continuare, liniștiți, sunteți bine. Nimeni nu vă mai poate învăța nimic. Ce ați făcut ieri, faceți și astăzi. Și ce faceți astăzi, veți face și mâine. Când aveți chef, cum aveți chef. Sigur, veți zice, nu-i treaba ta să ne judeci. E treaba mea să judec. Poate nu să vă judec, dar e treaba mea să judec. Și să spun ceea ce cred că trebuie să spun. În speranța, cum spune Pavel, că veți înțelege că e nimic altceva decât purtarea de grijă. Dorința noastră de a vă zidi, dorința mea de a trezi poporul lui Dumnezeu în aceste zile în care întunecimea pătrunde în biserică cu o viteză incredibilă și în care adormirea e starea generală. E vremea trezirii. Și orice trezire va aduce pocăință. Ne-am rugat și se vorbește mult despre ceea ce numesc credincioșii astăzi treziri spirituale. Să vină trezirile spirituale. La cine să vină? Singurul text din Biblie care într-un mod specific vorbește despre trezirile spirituale, despre vremurile de înviorare, este cel din Faptele Apostolilor, capitolul 3, unde Petru zice, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină, ce? Vremurile de înviorare. Ce vremuri de înviorare să vină când noi dormim?
și unii dintre noi vor continua să doarmă. Numai Domnul ne poate trezi. De-aia nu este pocăință. Pentru că conștientizarea aceasta nu este la loc. Nu suntem conștienți, am adormit. Și ca orice stare de somn, e o stare de inconștiență. Cine știe ce vise avem? Am evadat din realitate, visăm. Dar într-o zi, oricum te vei trezi. Grijă mare să nu cumva să fie prea târziu. 4. Există, și după părerea mea, e cel mai șocant, dar nu-l folosesc cel mai șocant pentru că mi se pare o linie logică. Lipsa cunoașterii. Lipsa cunoașterii sănătoase. Sunt între voi unii, între voi cine? Despre cine e vorba aici? Serios? E vorba despre Biserica lui Hristos? Nu vă șochează. Zice, sunt între voi unii care? Nu spune textul, nu cunosc doctrina, nu cunosc teologie suficientă, nu cunosc Biblie destulă. Ce nu cunosc? Și am să vă spun foarte deschis. Cine nu cunoaște pe Dumnezeu poate dormi. Cine nu cunoaște pe Dumnezeu n-are nevoie de pocăință. Cine nu-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu în sensul sănătos al cunoașterii lui Dumnezeu nu are nevoie de schimbare. Am ajuns o vreme în care suntem adormiți cu ideea că Domnul e bun, că îndurarea lui Dumnezeu este extraordinară, că Domnul ne primește așa cum suntem, e de la Satana. Da, e adevărat că în momentul mântuirii noastre e un moment în care îndurarea, bunătatea, dragostea lui Dumnezeu își spun cuvântul și Dumnezeu ne primește așa cum suntem, cum să ne primească altfel? Dar dacă tu crezi că toată viața ta tu poți să-ți permiți ce vrei tu, că Dumnezeu e bun și te primește oricând, numai să vii la El, te înșele amarnic. Biserici întregi trăiesc lucrul ăsta pentru că cunosc un Dumnezeu foarte tolerant, care îți dă voie să faci ce vrei tu și cum vrei tu și așa de bun că nu o să aibă nicio treabă cu tine. Te înșeli amarnic. Nu în sensul că Dumnezeu nu are îndurare, nu în sensul că Dumnezeu nu este bun. Nimeni nu-și poate da seama cât de nelimitată e dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Dar dacă crezi că Dumnezeu e un Dumnezeu tolerant, te înșeli amarnic. Un text îți dau doar din pricina timpului. Când Pavel scrie galatenilor, după toată lupta asta doctrinară despre Hristos și despre trăirea vieții creștine, le amintește în ultimul capitol. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Nici noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Îl descriem pe Dumnezeu după cum am vrea noi să fie, după cum ne-ar place nouă să fie. Și luăm acele texte din Scriptură în care Dumnezeu e cum ne place nouă. Iubiții mei, noi suntem chemați să fim cum îi place lui Dumnezeu, nu El să fie cum ne place nouă. Și niciodată nu o să fim cum îi place lui Dumnezeu dacă nu ne pocăim. Și grozăvia pe care eu observ astăzi în bisericile noastre este că nici predicatorii nu mai au curajul să prezinte un Dumnezeu sfânt, drept, un Dumnezeu al disciplinei, un Dumnezeu care sigur că te primește cum ești când te-ai întors la El. Dar dacă rămâi
la fel cum ai fost când te-ai întors la El, cum să te mai primească? La ce să te primească? Să faci ce? Trebuie să existe schimbări, răsturnări, trăiri. Ce-o mai fi pocăința astăzi? Pentru că dacă Dumnezeu e așa de tolerant, mai ai nevoie de pocăință? N-aud. Dacă e așa tolerant cum vrei tu să fie, să te primească întotdeauna cum vrei tu, cum vii tu, cu toată mizeria ta, că tu asta e, asta vrei și asta faci. Vi se pare normal? Evident că n-ai nevoie de pocăință. Dar dacă Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt și pretențios și drept, deci n-are cum să te primească fără pocăință. Pocăința ne aduce la realitate, pocăința ne face să stăm sinceri înaintea lui Dumnezeu. Lipsa cunoașterii sănătoase a lui Dumnezeu duce la o absență totală a pocăinței. Cum să te pocăiești dacă Dumnezeu e așa de bun și așa de iubitor, că e cu ochii închiși tot timpul, n-are nicio treabă, poți să faci tot ce vrei, că iară vii la El, Doamne iartă-mă, și gata, e ce bun e, că iar te iartă. E adevărat. Că Biblia spune că Dumnezeu nu obosește iertând. Dar să nu uiți că tot acolo zice, așa, tot acolo, adică în Isaia 55, să se lase cel rău, n-aud. În contextul ăla, spune Dumnezeu, nu obosește iertând. Să se lase cel rău de păcatele lui și să mă caute până când încă sunt aproape, până încă pot fi găsit, pentru că Dumnezeu nu obosește iertând. Dar un lucru trebuie să-l știm toți. Dumnezeu n-are cum să ierte pe cel ce doarme și nu se pocăiește. Ce ne oferă nouă iertarea lui Dumnezeu în afară de sângele Domnului Iisus Hristos? Ce? Pocăința. Niciun păcat de care nu te-ai pocăit nu va fi iertat. Ai să suporți anumite consecințe pe care Dumnezeu are grijă să le pregătească. În încheiere, lipsa cugetului sensibil. Ce înseamnă lipsa cugetului sensibil? Acum, vă deranjează, nu vă deranjează, ziceți ce vreți, e cuvântul lui Dumnezeu. De ce scrie Pavel aceste cuvinte? Cum încheie? De ce scrie aceste cuvinte? Nu zice nimeni nimic. Ok, o să spun eu. Spre rușinea voastră. Întrebare. A cui? Rușinea cui? Rușinea celor ce nu se pocăiesc sau rușinea întregii biserici? Gândiți-o bine. Vezi? Revin la asta după masă. Dar vreau să observi un lucru. Când tu nu te pocăiești, nu numai tu ești vrednic de rușine, ci cine? Cari după tine și pe ăia care ar vrea să fie pocăiți. Și se uită la tine și plâng și striști și se întreabă oare când o să te trezești și tu în sfârșit să înțelegi ce înseamnă pocăința. Regretul lui Pavel le tot scrie, le tot spune și zice, mă tem că până la urmă tot eu o să fiu cel care o să plâng. Mă uit la voi și nu înțeleg. Nu înțelegeți, nu pricepeți, chiar așa de împietriți. Nu înțeleg. Mă uit și plâng. E evident că problema cea mare pe care o trăim astăzi este lipsa rușinii din cultura noastră. Dacă privești ecranul sau citești în jur,
așa numită exprimare liberă, a adus să dispară din spațiu public ce? Rușinea. Nu te poți plimba pe lângă gheretele cu literatură, că e așa cum e, grijă mare la ce deschizi ecranul, că e așa cum e, ai grijă ce cărți citești, că e așa cum sunt, și am ajuns până și la școală să spunem lucruri și să punem în curicula școlară lucruri despre care am fi vorbit cu puțin, cum să spun, un pic de simț, un pic de cortină, un pic de obraz, un pic de roșire în obraz. Unde-i? Nu-i mai. Biserica din Corint nu știe că-i de rușine. Și aș îndrăzni să spun un lucru și închei. Cine se pocăiește dacă nu-i rușine de ce face? Cine? Cine? S-o duc mai departe. Pe cine l-apucă rușinea dacă nu-l cunoaște pe Dumnezeu așa cum e? Pe cine? Pe cine? Stăm înaintea lui Dumnezeu, zic, n-ai venit, Doamne, dă-ne sănătate, că aș vrea să fiu de bolnav, ce minunat că ești aici. Serios? Ce e asta? Sunt atât de legate unele de altele. Și, evident, nu o să fac o listă de cine-i pocăit și nu. Pentru că, da, câteodată aparențele pot înșela. Dar vreau să-ți spun că lipsa de pocăință anulează tot ce înseamnă viață creștină. Tot. Tot e gol. Tot e gol. Ești aici degeaba. Împlinești niște ritualuri? Bine. Așa te gândești tu? Bine. Treaba ta. Ești aici pentru că așa vrei. Foarte bine. Dar eu sunt obligat să-ți spun că dacă pocăința absentează total din viața ta, ești gol ca ala care nu e aici și e în șanț beat. Exact ca ăla ești de gol. Atâta numai că tu nu ești în șanț beat, ești aici pe bancă. Dar ceea ce ar trebui să te țină pe tine aici pe bancă, spre diferență de ceilalți care sunt afară, este pocăința. O pocăință sinceră, o pocăință dorită, o pocăință pasională, o pocăință adâncă, o pocăință îndelungată, în care să fie atins fiecare domeniu al vieții tale. Și nu-i din text. Dar cea mai mare lipsă este lipsa de apreciere a acestor elemente. Dacă ai simțit durerea lui Hristos care a purtat păcatele tale, te-ai pocăit mai des. Dacă ai simțit ce a simțit El când s-a îmbrăcat cu toată mizeria infectă și cu toată grosolănia noastră, n-ai mai putea să dormi. N-ai avea cum! N-ai avea cum! Și ai vedea ce pocăință ar fi. Dar pentru că celelalte lipsesc, lipsește și asta. Lucrurile se întâmplă pentru că se întâmplă, avem obiceiuri, avem rutină, avem ritualuri. Nu aș vrea cineva să creadă că țin neapărat să fiu aspru sau brutal sau biciuitor. Vreau din toată inima ca această biserică să nu rămână niciodată de rușine. Îmi doresc ca această biserică să fie o biserică plină de pocăiți. Pocăiți nu pentru că îi numește lumea pocăiți, ci pocăiți pentru că ei trăiesc o viață de pocăință adevărată în Hristos, prin Duhul Sfânt, înaintea lui Dumnezeu.